Servus. Maestre, sănătate. Haideți la emisiune. Avem treabă. Avem treabă multă. Dar unde mă duceam acum? Stimați telespectatori, Mihai Pânzaru Pim și Bobby Stroie. Vă spun bun găsit la o nouă emisiune din studio, live. Bobiță, am revenit live. Am revenit acasă. Am revenit la viață, știi? Am revenit. Bobi, te rog să prezinți invitatul nostru de astăzi, o minunată invitată. Am să... Cum e cu ștafeta? No, te spun cum o cheamă și primul noi o luăm la întrebări din alea prietenești, să-i facem un CV, știi, în marș. Cristina Iacob este coordonatoarea unei librării din cadrul celebre librării din celebre România, librării din România și din Suceava, din Suceava. Cristina, bine ai venit. Bine v-am găsit. Chiar mă bucur să îmi revăd vechi prieteni. Nu la mine în spațiul librării, ci la dumneavoastră. În studio. Asta... Să știi că studioul ăsta e ca o librărie. Dacă da. Voi tot veniți, ne lăsați cărți, da. La un moment dat o să avem nevoie de rafturi pentru cărțile pe care le primim. Bobi, te rog eu frumos să o prezinți tu pe Cristina din punctul de vedere al omului de carte, că tu ești și filolog și muzician. Eu, ca să fiu sincer, de câte ori și eu am să o prezint din alt punct de vedere, îi lăsăm pe telespectatori să mă duc să urmărească că... curiozitatea din ce alt punct de vedere mai o prezint eu pe Cristina. Eu mă duc pușcă la standul de muzică, recunosc. Așa. Deși uneori îmi vine așa, mi-amintesc de cât un lucru, de cât o carte, de cât un autor și nu am timp să văd tot peretele ăla, toți pereții aia plini de carte, mă duc direct la casă și întreb, aveți aia? Și băieții foarte amabili, o clipă verificăm, vedem, este, a fost, n-a fost. Dar de ce verific? Aici e foarte interesant. Pe calculator. Calculator. Deci iată avantajul tehnologiei. De desfacerea de cărții, da. De ofertă, de carte. Cum se cheamă? Informatizat? Nu știu, dar involuntar fac analogia cu ce se întâmpla pe vremuri în librării și știu destul de bine. Și tu fiu de om de carte, știi? Păi am crescut, am cărat cărți de la gară, că eram mic, aveam, clasa a doua, a treia și mergeam cu șoferii de la centru de librării la gară și încărcam colete cu cărți. După care mergeam la Nea Mihai a Frăsinei la depozitul de carte, care le tria, le sorta, le trimitea, le ambala, le trimitea mai departe și în continuare mergeam cu cartea, cu șoferii centrului de librării Suceava, până la Vatra Dornei. Bineînțeles, la Humor îmi cumpărau oamenii o gogoașă, la Câmpul Lung îmi cumpărau un cumpling. Dar chiar la iarnă. Mergeam așa pe drumul cărții și, repet, involuntar, atunci când intru într-o librărie, văd că toate sunt puse la punct și rolul librarului nu mai e neapărat acela de a deschide cartea, de a o răsfui și de a ști să dea două, trei referințe despre carte, ci pur și simplu caută pe un calculator și în sinea mea mă distrez de chestia asta. Ia să o lăsăm pe Cristina, că s-o i-a trecut toate emoțiile, Bobi. Am vorbit eu mult. Și ca să iei emoțiile, că emotivă. Da, Cristina, eu care... Vorbește-ne despre frumoasa ta activitate, o activitate care are un istoric de acum. Da, avem deja aproape 5 ani de zile. Corect. Să le spunem colegilor. Mergem la grădiniță. Perioada asta noi am colaborat, am avut și emisiuni cumva filmate în cadrul librării pe care tu o coordonezi și vorbește-ne puțin despre pasiunea asta ta pentru carte. Sigur, nici nu știu de unde să încep. Pentru mine e a doua casă. De fapt, majoritatea timpului mă petrec în librărie. Colegii mei sunt familia mea. Cumva și prietenii îmi reproșează când mai am timp de restul. Adică de 5 ani de zile mai mult stau în librărie. Sunt multe de spus. S-au întâmplat atâtea lucruri care trebuie să le iau într-o ordine cronologică. Da? Și toate s-au desfășurat într-un ritm foarte alert. Evenimente foarte multe. Mi-aș fi dorit mai multe.
se vor întâmpla mai multe de acum, cu siguranță, și am surprize suficiente momentan. Ai proiecte inedite, ca să le spunem așa, da, spre bucuria iubitorilor de carte sucevene. Și artiștilor, dar nu spun mai multe, okay, pentru că aș vrea să fiu... Pe cine bazezi? Știi vorba? Pe cine bazezi? Pe activitatea ta, nu? În primul rând, pentru că dacă eu nu mă implic... Pe disponibilitatea ta, pe creativitatea ta. Absolut. Și mă bazez pe oamenii din oraș, prin cei de aici, care vor să facă ceva pentru cultura... Ai mulți prieteni? Da. Pot să zic. Da. Sunt suficient. Ai Facebook? Da, și îl folosesc. Momentan nici nu mai pot să adaug alți prieteni. Da. Am creat pagina librăriei pentru că nu mai făceam față. Și așa este și normal, dacă să avem o pagină. Intră pe numele tău, dă și pagina librăriei. Da, da, da. Ia uite, domne, ar trebui băieții ăștia care coordonează activitatea să zic, uite, avem o rețea de oameni formidabili care... Se identifică, nu? Tu te identifici de atâția ani cu... Da, nu m-aș vedea în altă parte. De fapt... E grozavă treaba. E o declarație de iubire asta. Am citit un articol pe care l-a scris colega noastră, Adriana Dascolubulină, vis-a-vis de tine și de munca ta. Și spunea acolo că ești unul din cei mai... din acei oameni fericiți care reușesc să facă în viață ce așa au dorit. Da, absolut. Cred că mulți au observat treaba asta pentru că îmi spun, da, de ce tot vorbești toată ziua numai despre asta? Zic, dar dacă asta îmi place să fac, o spun pentru că e o pasiune pentru mine. Eu am crescut între cărți. E, nu știu, în sânge. Așa, și crescând aici, profesional vorbind, ce constați? Care este direcția, eu știu, care e targetul? Care sunt țintele, pe de o parte, ale editorilor și care sunt căutările acestor ținte ale editorilor, a cumpărătorilor de carte, a devoratorilor de scris, de scriitură, știi? Cum simți? Avem foarte... O dezvoltare, e o explozie, e o stagnare, există... Cum să zic așa, o specializare pe grupuri de... Da, există segmente de cititori, să zic așa, și pe vârste. Și văd că tot mai mult se diversifică preferințele, mai ales de când am apărut pe piața suceveană. Da. Am căutat să cultivăm nevoia de carte, pentru că, din păcate, la noi era prea puțin cultivată. Ne-am bazat pe oamenii care au avut contact cu noi în alte orașe și ei au adus alți prieteni, cumva ne-au ajutat să... Deci aveți o nouă strategie de a aborda și asta este relația cu publicul. Sigur, și asta este un mijloc de a ne face cunoscuți. Din vorbă în vorbă. Dar ce predomină mai mult sunt... Care ar fi... Eu știu, cele clasice, Bobiniști, ții minte că mai vorbeam noi prin emisiuni, că în momentul în care o editură simte că se prăbușește, imediat bagă pe piață un clasic. Și clasicul acela... Da, într-adevăr, reface... foarte multe edituri au reeditat clasici, cărți, nu neapărat dintre clasici, autori care s-au cerut de-a lungul timpului și... Da, cel care e cerut de-a lungul timpului e clasic, săracul, mai clasic așa decât cel care au fost clasicizați de nu știu ce școli de critică. Mă refer și la contemporani. Da. Și au succes. Acum depinde și de editură. Sunt care practică prețuri mai ridicate, dar... Dar voi lucrați, editurile au, de exemplu, preferințe pentru, să zicem, librăria pe care o reprezinți tu, sau ei oricum trimit în toate urbietorbi, știi? Adică trimitem peste tot și vedem cum colectăm. Din punctul ăsta de vedere nu sunt chiar la curent, adică nu pot să-mi dau seama, mai degrabă achizitorii noștri pot să dea detalii. La deci noi... literatura clasică rămâne valabilă, sigur, nu? Sigur, da. Și oricând. Dar eu mai sunt la prețuri foarte rezonabile. Și din cărțile din categoria asta. Cărțile astea? Cărțile motivaționale sunt foarte căutate de o vreme
Și la motivațional putem băga și asta de religie, și asta de spiritualitate, tot ce ține, da, de nu ești autoeducare. Autoeducație, da, da? Da. E mare, e interesant. Cărți, da, din astea de știință popularizată, să numim așa, și zona medicinei, Bobea. Da, ele au lipsit. Deci, da, aceste cărți până în 89 au lipsit. Oamenii au avut diverse preocupări, surse, da, de informare, ioc sau foarte puține și alea corupte. Da, da, da. Până la rădăcină, aproape că n-aveai cum să te bați cu nimeni. Nu puteai să citești o carte despre... Abia a apărut istoria religiilor și a și fost scoasă. Pe loc? Da, nu știu cât a durat. Da. Istoria ideilor și credințelor religioase. Da. Aia a apărut și într-o lună a și zburat. N-avea aia, da, da, putea, da, da, s-o scot, se... puteai să o scoți câte familii sunt. Să aibă lângă cartea de telefon. Rămân valabile cărțile, documente de istorie. Da, 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 se cer. Se colegi cer și unele... acelea clasice. Da, da, și știu când... Cărțile de ezoterism au, da, elan. Oh, foarte, foarte, foarte solicitate, da, prieteni foarte mulți întreabă de ele mereu și... Da, dar ce vreau să spun, și aici există un clasicism al școlilor, da, să le spunem ezoterice, și chiar oculte, oculte în sens de ascuns, nu-i chiar la îndemâna oricărei minți să fie pregătită pentru a le parcurge. Da. Dar au un grad mare de atractivitate. Bine, aici e și multă zgură, ghicitul așa în cafea, e ghicitul nu știu care, da, vise. Pe una e să iei o carte, hai să ghicim în vise, și, și alta să iei cartea unui clasic roman din antichitate despre vise și alta să le iei pe Freud care îți vorbește despre vise și, da, da, e, să ajungi la Jung, da, și așa trecem la artă, că aici vreau să zic. Da. Cum, deci care e tumultul ăsta al cumpărătorului? Că voi aveți probabil că o sinusoidă din asta a cumpărătorului, al vânzărilor, nu? Da, cam așa s-ar desfășura. Cum? Din ca o sinusoidă merge. Mai sunt etape și perioade mai critice, dar ca peste tot. Dar ce să spun? Există oameni care pur și simplu vin și se abonează la noi. Pe se acest, da. Și probabil că aveți pur și simplu și un... vin săptămânal și întreabă ce a mai părut nou în domeniu. Corect. Nu mă refer numai la... E o plăcere să intri într-o librărie săptămânal, da, să mai întreb noutăți ce mai aveți. Da, da. Voi ce le pregătiți o să la care revin cu... Așa, cu drag la voi și cumpără. Aveți avem, și avem și... Sunt oferte, sunt oferte pentru toată lumea. În fiecare lună avem oferte. Da. Nu există lună fără... Știu că și eu m-am bucurat de reduceri, de... În pachet de 2 plus 1, 3 plus 1, okay, întotdeauna există. Și copii, și care copii. E pentru ei oferta? Oh. Ca să ajungeți la momentul din seara asta. Da, și pentru ei avem foarte multe produse. La fel, există reduceri lunare. Am vrea să aducem mai multe, dar spațiul fiind destul de mic, ne limităm la ceea ce se cere pe moment și tot așa, folosim calculatorul, deci ne ajută foarte mult tehnologia modernă. Comandăm și aducem, da, exact ceea ce vrea. Carte omul. Electronică? Aveți? Și nu la nivel de Suceava, dar există potențialitatea. S-au gândit cei care conduc întreaga companie și la așa ceva. Pe viitor vor apărea și asemenea oferte. Nu știu, pe mine ceaiurile m-au băgat în librărie, da, la un moment dat, când nu aroma, exista în Suceava. Fac, intrăm aici. Da, Cărturești miroase a ceai, da, întotdeauna. Și cu puțin biscuiți, așa. Și biscuiți, da, da, forsecuri. Am în mână o carte despre care am să te rog să ne povestești un pic, până să vedem un material pe care l-am... Este o carte pe care l-ai realizat, că noi n-am, da, făcut nimic altceva. Sunt un novice, e prima dată. Vezi, viața ne obișnuiește cu posturi la care nu ne gândim. Da. Știi cum spun ăștia? Dom'le, așa a fost soarta. Ieri stătea pe prisma căsii, știi, și astăzi nu mai este. Și așa ții minte, ca să povestim, eu știu, să dăm din casă, cum să zice, despre misiunea asta pe care Bobby o are responsabilitate. Ne-am trezit la un moment dat că din
dintr-o situație clară și dintr-un timp clar din săptămână, nu aveam operator. Și tu ai reușit să rezolvi această problemă de operator, de moderator, de... M-am străduit, nu am ajunge, dar... O să vedem dar... să iasă și o să... O să vedem puțin clipa m-a după. Sabotat și aparatul cu care am filmat. Da. Să sperăm că se va tehnica înțelege. Ne trădează tot timpul. Da. Dacă am putea fi noi cu retina noastră și atunci s-ar putea să ne joace festul. Deci un om de carte are și abilități în televiziune, în spectacol. Mai greu începutul. E un început în toate. Știi? Vezi, nouă nici acum nu ne iese așa. Zicea Adrian Păunescu foarte frumos. Odată trece trenul prin Gara Fetești. Deci asta e problema. Da, așa e. Trebuie să treacă trenul prin Gara Fetești. Despre carte, și eu am avut contact prima dată chiar cu o zi înainte, cred. A fost o plăcere să-l am în companie pe autorul cărții. Este un om extraordinar. Da. Am stat până la închiderea librăriei și tot nu ne dădeam duș de la povești. A fost atmosferă plăcută. Da. Și ținem legătura. Cartea se numește Mayday. Mayday? Chiar în materialul da. Care probabil va fi vizualizat. Devolează care este semnificația da, titlului? Da, în da. Autorul chiar da. Ne explică de ce a folosit okay. ca și titlul Mayday. Este, de fapt, titlul unei povestioare din cartea Bun, lui. Bun, da, Mayday este semnal internațional exact, pentru da. Navă în pericol de naufragiu. Da, da. Și cartea este, de fapt, o culegere, să spun, de povestiri și poezii scrise de autor, foarte interesante, este un foarte bun narator, mi-a plăcut și te ține în autorul, tensiune. Hai să spunem, este... să-i băgăm pe prietenii noștri da. În atmosfera momentului, fiind un lup de mare, un bătăl Sigur, un mare, a fost tot cu rădăcine aici, nu? Exact, da, mama dumnealui este în Suceava și a participat și ea la eveniment. A fost un sacrificiu drag. Pentru dumneavoastră, pentru că am înțeles că tocmai ieșise din spital, era da. Foarte bolnavă și era și ziua dumneavoastră. Deci totul s-a întâmplat la noi și... Da. Asta era în preajma zilei de Constant Cornelia, 13 septembrie. Da. Corneliu Sutașu. Da. Eu mi-am pus, că am trecut și eu la 3G. Pun și eu așa, semn de echipă, auzi, ne punem echipamentul. Cartea înainte, așa cum fac ne de fiecare echipamentul de lucru. 3G. Și cu voia dumneavoastră am să încerc să rostesc o poezie. Nu știu de ce s-a dus mâna așa la pagina asta, s-a deschis. Poezia se cheamă Gândesc. Gândesc, sunt deci produsul acelei conștiințe care îmi dictează logic că mersul înainte înseamnă numai pasul făcut cu hotărâre. Gândesc, deci pot discerne singur ce e rău și ce e bine. În lumea din prejur, atunci, de ce-i nevoie mereu să mi se spună ce am și ce n-am voie? Gândesc, dar nu sunt sigur că e așa de vreme ce n-am avut tăria cândva din lașitate, din egoism, să o spun. Probabil că vine un moment, nu știu, e prima oară când am contact cu opera. Asta. Cu opera și chiar cu numele, da. Cu numele autorului Constantin Costache. Cred că pentru oricine, la un moment dat vine o vreme în care ar vrea să-și aștearnă, să scoate ideile din miile de sertare pe care alcătuiesc omul și să le pună undeva într-o carte. Să sintetizeze o experiență da. Personală. Scopul cărții, ca în orice artă, dacă vrei, sau mă rog, o artă, un act artistic ar trebui să aibă, în opinia mea, trei componente. Ce? Ce faci? Cartea în sine. Cum o faci? Cum o scrii? Cum pictezi? Cum compui? Și de ce? De ce ăsta de multe ori scapă? De ce fac cartea asta? Doar ca să am eu, de dragul ordinii mele interioare, să am un material care să-mi rămână mie? Sau să o împărtășesc cu ceilalți oameni? Și am senzația că, așa, din câteva fraze, rânduri, strofe, am senzația că asta este și scopul cărții, de a împărtăși Absolut. Trăie în mare. Omul prin natura lui simte nevoia de a comunica.
Așa suntem făcuți. Tu cum ai simțit așa, înainte să dăm drumul la materialul pe care l-ai realizat tu? Pe autor. Pe Constantin Costache. Chiar din primul moment în care a intrat în librărie, am simțit pozitiv. Da, o persoană caldă, directă, ușoară în comunicare, foarte plăcut în conversație și l-am simțit și ca om foarte apropiat de fiecare dintre cred noi. Cred că și librăria e spațiu unde te duci exact de asta, mai mult decât în oricare altă chestie instituționalizată cu ghilimele de rigoare. Da, e și acolo trebuie limbaj, acolo te duci de cu o recapitulație a studiilor tale. Acolo te limba. Duci, nu, acolo da, în librărie... Lucruri, știi, e un loc, Boviță, de... Cred că în librărie nu te mai duci din curiozitate. Cred că acolo într-adevăr te duci doar din bucurie. Corect. Nu cred că ai altă motivație. În alte părți poate te duci mai de nevoie, mai de rușine, mai de curiozitate, mai de nu știu ce. Sim. Dar cred că atunci când intri într-o librărie... Da, și într-o librărie poți să ai un moment penibil, să vezi o carte pe care ți-ai dorit-o de mult, să te scociorești în buzunare și să nu-ți ajungă banii. Și atunci o rogi pe fata de acolo și spui, vă rog eu frumos, spune-ți deoparte și mă întorc mâine. Și... Da. Ai posibilitatea să te așezi în orice librărie? Aveți posibilitatea să faceți abonamente pentru... Asta nu. Încă nu. Nu, dar dacă tot îți dorești să vezi despre ce e vorba, să mai... Mai să poate înțelege un om cu... Poți să citești... Te așezi în librărie și... Să citești puțin din carte. Iubitorul de carte o vrea acasă la el, în bibliotecă, să doarmă cu ea la piept. Nu. Noi le și rezervăm. Da. Asta e una din avantaje. Asta Poliță, e din avantaj. Eu cred că e momentul să... Da, să rugăm pe Ami. Rugăm Ami, te rugăm materialul... Realizat de Cristina Iacob. Realizat de Cristina Iacob. Și cu Constantin Costache la lansarea cărții Mayday. Dar... Nu sunt la prima carte, aceasta este a doua. Prima carte a fost o carte de debut, care s-a numit 10 prozatori, deci am fost 10 scriitori care am publicat în acea carte de debut. Pasiunea mea pentru scris este... vine, să zicem așa, după ce am terminat liceul, poate puțin înainte de a termina liceul. Dar pasiunea adevărată pentru scris a venit ceva mai târziu și a plecat pur și simplu, să zicem, de la o glumă și de la foarte mult imbol din partea celor care au citit primele mele pagini. Și asta vă povestesc foarte pe scurt. Un coleg, în timp ce eram pe mare, a citit o carte care mi-a plăcut, mi-a aruncat-o, de fapt a citit câteva pagini, mi-a plăcut cartea, mi-a aruncat-o pe față și a spus, uite, na, tu susții că orice carte trebuie citită sau poate fi citită. Dacă tu reușești să termini această carte, eu sunt popor. Bineînțeles că am reușit să termin acea carte, i-am spus că fiecare carte, îmi mențin părerea, fiecare carte are în ea experiența unui om și după mine, dacă poți, trebuie să o citești. Și la un fel de pariu am scris 15 pagini. Acele 15 pagini, din fericire pentru mine, au intrat pe mâinile unei persoane, profesor universitar de literatură, care le-a găsit atât de frumoase, încât a spus nu se poate, trebuie să continui. Și atunci a început imboldul ăsta în ceea ce mă privește, m-a tot împins de la spate până când am scris prima carte. Acea carte a fost citită după aceea de scriitori, ca Ilie Tănăsache, a fost un birou, toți mi-au dat imbol să scriu în continuare și am scris în continuare. Și am acum scris 5 cărți, din care prima am publicat-o și am susținut-o la noastră medie. Eu mă numesc Cosmina Sencu și am rolul de a moderna întâlnirea din această seară. Ieri, deși sunt din Timișoara, am plecat ieri spre seară din Constanța și ușor-ușor am trecut de Hanul Ancuzei și de Hanul Răzeșilor și am descălecat spre seară în cetatea de scaun Suceava. Mărturisesc că sunt pentru prima oară în Suceava și sunt plăcut impresionată de orașul dumneavoastră, care recunosc că a pulsat mereu și foarte activ de o autentică viață românească. Aș
dori să vă povestesc mai multe despre această carte, dar am să las această onoare invitațiilor noștri din această seară, pe care am să vi prezint acum, și anume doamna Liliana Agherducesei, prezentă aici alături de noi, care este președinta Federației Întreprinzătorilor Particular din Suceava și o promotoare fervente și o susținătoare puternică a antreprenoriatului feminin din Suceava și care ne oferă un model de an de urmat atât pentru femeile din Suceava și nu numai. Este și domnul Olimpiu Mihai Cristian, care, pe lângă faptul că este un antreprenor de succes, este și un iubitor de carte și un bărbat foarte sensibil și care este o prezență activă și foarte energică în peisajul de business sucevean. Și, bineînțeles, nu în cele din urmă, este și scriitorul Constantin Costache alături de noi. Acum că am prezentat invitații, aș dori să o las pe doamna Liliana Gheorghicese să ne spună câteva cuvinte și, ca să folosesc termenii marinărești, vă predau cartul. Bună ziua, vă mulțumesc mult că ați putut veni la acest eveniment deosebit. Vă mulțumesc mult, domnule Costache, că m-ați invitat. Este efectiv o onoare de care mă bucur și o să-mi aduc aminte tot timpul. Vreau să vă felicit, în primul rând, pentru cartea care ați scris-o și care astăzi ați adus-o în fața noastră, dar în primul rând vreau să vă felicit și pentru faptul că sunteți un om de afaceri de succes, un business pe care mai rar îl întâlnim aici la noi în Bucovina și aducând aminte de Bucovina, uitați-vă pe ce suport muzical lansăm această carte pe care dumneavoastră ați scris-o. O carte în care valurile mării sunt aduse în Bucovina, într-un loc în care noi totdeauna ne dorim să ajungem în fiecare an. Eu vreau să îmi permiteți să vă spun că îmi doresc din tot sufletul să citesc această carte, fiindcă sunt o persoană care îmi place să călătoresc foarte mult. Iar prin rândul acestei cărți ne dă posibilitatea să călătorim în multe locuri, să cunoaștem mulți oameni și multe evenimente. Sunt convinsă că marinarii sunt un alt gen de oameni, cel puțin așa percepem noi. Oameni care își lasă casă, masă, sunt departe de familia și prietenii lor și care în viața lor au atâtea provocări, au o viață atât de tumultoasă și primejdioasă uneori, dar și frumoasă în același timp și cu niște emoții pe care nu știu dacă mulți dintre noi măcar le poate cuantifica. Sunt convinsă că o carte citită cu mare atenție ne dă și nouă senzația că suntem un mic marinar. Sunt convinsă, după ce vom termina de citit această carte, ne vom dori ca atunci când domnul Constantin ne va mai invita, vom fi mult mai mulți și, sincer, îmi pare rău că s-au suprapus mai multe evenimente în orașul nostru, fiindcă altfel sunt convinsă că această încăpere nu ar fi făcut loc să fie alături de dumneavoastră. Eu vreau să vă mulțumesc încă o dată, să vă spun că am o afacere și sunt colegi de-ai mei care promovează cartea și tot ce înseamnă cuvântul scris, fiindcă din păcate am ajuns într-o perioadă în care nu mai punem accent pe valori, pe carte în general și pe faptul că cartea ne formează pe noi ca oameni. Am aici nepoata mea și sunt convinsă că va citi foarte multe cărți și sunt încă o dată nouă, ne revine mesajul
ca să aducem acești copii totdeauna alături de scriitorii noștri. Vă mulțumesc, cred că deja am vorbit mult, așa sunt convinecele, doamnă Zadin, vorbesc foarte mult. Vă mulțumesc încă o dată, vă urez mult, mult succes în continuare. Și încă o dată sunt deosebit încântată, fiindcă alături de noastră este și mama noastră, care este aici, pe care o salut cu tot respectul, sora noastră, ceea ce înseamnă că familia este pe primul loc. Vă mulțumesc că ați ales Suceava pentru lansarea cărții. Mă mărturisesc că în momentul când citeam acele rânduri, mi-a dat o lacrimă. Pentru că în momentul de față nu mai pot să particip sau ne-am mutat la oraș. Și ne pare rău. Este foarte frumos și cred că ar fi trebuit și acest lucru punctat, nu știu, o căsuță undeva în vârful vaporului, dar nu se poate, din păcate, pentru că asta este... Suntem totuși un marinar. Ce ar mai putea să vă spun, pentru că suntem într-o epocă în care tehnologia a avansat foarte mult, toată lumea vrea un trailer. Un trailer înseamnă o mică prezentare. Lucrând și în domeniul imobiliar, pentru cei care nu mă cunosc, vreau să vă prezint cea mai frumoasă modalitate care am întâlnit-o în viața mea de a construi o casă. Și cred că domnul Constantin Costache știe deja la ce mă refer. Este povestea lui Moș Tone, tot în această carte este prezentată și încă o dată vă spun mai personal, mai mult de mine partea cu satul. Povestea începe cu un străin, bineînțeles, care nu este primit în sat, ignoră pe toată lumea, se așează undeva la marginea satului și își construiește casa. Însă modul în care acest om își construiește casa, cred că sper să vă rămână în minte dacă veți citi cartea, mine cel puțin mi-a rămas și povestesc tuturor persoanelor care mă întâlnesc. Dumnealui și-a ales o bucată de teren, și-a făcut un pătrat. Mare. În acel pătrat, mai multe pătrățele. În acele pătrățele, mai multe pătrățele și cerculețe și diverse lucruri. Practic, aceste pătrate înseamnă capsa, camerele, masa, scaunele și în jurul lor, când a venit cazul ca ceilalți din sat să îl cunoască pe acest domn ambiental la masă. Nu știu, mi se pare o imagine atât de impresionantă și trebuie să o citiți. Eu nu am talentul dumnealui de a povesti, dar chiar mi-a rămas în minte. Este atât de simplu și atât de simplu ar fi să facem aceste lucruri, doar cu imaginația, să ne gândim cum va fi viitorul. Și până la urmă, cred că asta contează cel mai mult. Și dumnealui chiar poate să scrie aceste cuvinte și să ne transmită ceea ce dorește. Bine v-am găsit! Pentru că eu am venit la dumneavoastră, dar în același timp am să vă spun și bine ați venit, pentru că ați venit acolo unde eu sunt de azi. Aș începe expunerea mea de astăzi, de unde a lăsat-o Olimpiu, și să vă spun că într-adevăr imaginea lui Moș Tone, pe care nimeni nu voia să-l primească în sat, va rămâne o imagine remarcabilă și memorabilă. În momentul în care vezi că toată lumea te respinge, dar tu știi să-ți creezi casa din câteva linii și mai ales în momentul în care îi faci pe toți ceilalți care te-au respins să-ți respecte spațiul pe care l-ai creat în acele linii, este un lucru fantastic. De-aia l-am creat pentru a da oamenilor imaginea tăriei de caracter a celor care vor într-adevăr ceva în viață. Am să vă mai spun despre carte că atunci când am început să scriu novele, povestiri, am întâlnit și foarte multe greutăți. Spre exemplu, lumea se uita la mine și mă persecuta, îmi spunea, băi, să vă vedem, uite-mă la asta, cine se crede, se crede el sau domnul, da? Cine ăsta, mă? Erau marinari care... Deci eu aveam studii superioare, da? Marinari care nu aveau studii superioare, dar care își permiteau să mă persifleze pentru faptul că făceam altceva decât știau ei să facă.
un om care are tărie de caracter, așa cum spuneam și în privința lui Moș Toane, trece peste toate astea, pentru că știe că el are un scop de atins și trebuie să-l atingă. Despre carte, am să vă spun că până acum am făcut lansarea prima dată în Constanța, apoi în Timișoara, apoi în Arad, Suceava este cel de-al patrulea oraș, Iașul va fi al cincilea, o va face mâine la Iași și urmează București. Surprinzător, pentru că nu se mai citește foarte mult, dar surprinzător, cartea are un real succes. Pe acolo, pe unde am trecut, cartea este foarte bine primită și probabil că este foarte bine primită, pentru că eu am această credință că oamenii se apleacă asupra poveștii. Iar povestea spune foarte multe. Când am început să scriu cu gândul la a crea imagini care să rămână în mintea oamenilor. Și vreau să vă spun că eu cred că toți cei care vor citea această carte, probabil că își vor aduce aminte titlul, probabil că își vor aduce aminte că este scrisă de un marinar, poate că își vor aduce aminte și numele, vor spune lui căpitanul ăla care a scris ceva, dar sigur, în mod sigur, vor rămâne cu imagini care vor fi toată viața lor flash-uri. Când va veni vreodată vorba despre mare sau despre, eu știu, poate despre case, își vor aminti niște imagini care au fost create cu forță. Asta am vrut, sper că am reușit, sper să vă transmit dumneavoastră toate aceste lucruri și veți vedea în carte că pe lângă dinamism există într-adevăr și foarte mult aplicare pe tăria de caracter al personajului. Peste toate cele care se pot întâmpla în viață, cel mai important lucru este că atunci când faci ceva, să-l faci cu dorința de a-l duce la bun sfârșit, cu temeinicie. Lubiță, ai rămas în admirația textelor. Felicitări mamei, fericită mamă, cu așa un băiat, este. Băiat talentat, băiat plin de forța omului mării, lup de mare, nu? Așa e. Cum ai simțit energia lui așa, scriitorului, transpare din meserie? Da, noi cât am stat cu el, chiar a umplut atmosfera, mm-hmm. Deci l-am lăsat pe el să povestească, pentru că nu ne mai săturam, e foarte eu bun. Eu te las să vorbești cu Bobiță, că eu trebuie să trec la perete, știi cum se spune, noi parcă în școală de lotă. Da. Și să-ți fac un desen aici, să mă interes puțin galeria și atâta vreau să mai spun. Iată, domnule, după Jean Bart, nu? Eugeniu Botez de la Burdujeni, mai avem un scriitor de forță care, iată, ne murește marea. Așa e. Nu? Da, e frumos. Da. Da, multe din povestirile lui, că le răsfoiam. Eu trec la treabă, Bolit, rog eu continuă conversația cu Cristina. Pentru a nu știu câte oară mi se întâmplă lucrul ăsta, nu încerc niciodată să-mi imaginez figura omului din spatele cărții. Dar de foarte multe ori mi se întâmplă ca în clipa în care îl văd să-mi dau seama că de fapt el e cel care a scris cartea. Îl identificăm, da, ușor. Și eu eram foarte curioasă să-l cunosc, pentru că îi citisem o parte din carte cu o zi înainte și mi-a plăcut foarte mult. Îmi doream doar să văd dacă este așa cum îl închipui eu. Acum, poate pare ignorant, dar este prima lui apariție? Nu, mai are. Eu n-am intrat în contact cu ce a mai scris dumnealui, dar nu este la prima carte. Și mai are un proiect, am înțeles. Pe anul viitor, prin primăvară, vrea să mai scoată o carte. Nu știu sigur cum se numește, nici nu vreau să divulg, că poate vrea să... Nu, normal. Chiar dacă e hotărârea dumnealui. Tăiem microfonul, nu? Fugim cu el, nu se poate. Eu ce să spun, că de 2 ani de zile de când aici cu maestru stăm pe canapea asta și vorbim cu oameni, am fost martorii multor lansări de carte sucevene, bucovinene, din spațiul ăsta.
În alte părți, din contactele pe care le ai, din informațiile pe care le ai, este aceeași abundență de carte scrisă proaspătă de oameni care vin și scriu carte? Vorbeam de Carmen Jvetuneaca din ea. Sigur, da, da. Și piața suceavană este plină de asemenea cărți, scriitori din zona Sucevei sunt foarte mulți de valoare. Am avut onoarea să am asemenea scriitori și printre care domnul Matei Vișniec, pentru care am tot respectul și am avut ocazia să-l însoțesc în periplul lui, așa cum l-a numit el, triunghiul Bermudelor, triunghiul literar al Bermudelor, Rădăuț, Suceava, Botoșani la un moment dat. Sunt foarte mulți oameni de valoare în zona Sucevei pe care îmi doresc foarte mult să-i promovez la noi librărie și care au scos până acum lucrări, opere de valoare. Au avut lansări cu foarte mulți admiratori, cititori, și numai din zonă, și din celelalte zone ale țării. Deci au venit de departe tocmai pentru acești scriitori din partea locului. L-am avut pe domnul Sorin Poclitaru, care este deja popular printre suceveni, humoreni. Sorin e o figură revine... deja universală acum, nu mai... La noi a fost foarte... foarte des în ultima vreme și ne face plăcere întotdeauna să-l primim ca la noi acasă. Păi imediat mai scoate, nu știu, iar face ceva acum, iar are, face o asociație culturală, dacă nu cumva a făcut-o, iar e pe la nu știu ce lansare, cu Adi Beznă, cu toată gașca. Este plin de proiecte, de idei, e un om foarte complex și el vă poate spune cel mai bine. Da, păi pe Sorin prea devreme nu-l mai chemăm când... Sorin e Moș Crăciun, uite-l acolo da. Sus, dacă vrei să-l vezi. A fost și la noi Moș Crăciun. Da, e un drăguț. E. Și îmbrăcat în Moș Crăciun. A fost Moș Crăciun pentru copii, le-a dăruit cărți din partea lui. Nu mai știu care dintre ele era, că a avut foarte multe cărți scoase pentru copii. Cred că era Manual de obrăznicii. Da, ce mi-am amintesc eu, Manual de obrăznicii. Bun, acum întrebarea mea e stupidă, dar până la urmă ai să vezi logica ei. Cam care e media de vârstă a oamenilor care accesează carte sau, mă rog, o carte de genul ăsta? Nu neapărat. Vorbim de beletristică aici. Nu vorbim de carte specializată, de rețete, de dicționar, de atlas, că alea deja în altă poveste. Și doar o carte a unui scriitor relativ necunoscut, pentru mine este o surpriză, deși am mai scris ceva și sunt bucuros să descoper lucruri noi. Curios este că, din fericire, chiar tinerii ne calcă foarte des pragul și sunt interesați. În anii trecuți eram cam reticentă la capitolul ăsta, dar au început să vină tot mai mulți tineri. Multe ori chiar mă uitam la cei micuți. Părinții nu prea, unii dintre ei, nu vreau să discriminez, dar unii dintre părinți nu prea au vreme sau nu-și fac vreme să intre în librărie, dar sunt trași pur și simplu de mână de copii. O vreau pățesc să intru, și eu lucrul ăsta, bine, al meu e mic și eu la mare... Și lucrul ăsta mă bucură. Cel mare a pus ieri mâna pe ieri alaltă, nu știu când, a găsit singur pe lume. El e în faza aia în care are da. Senzația că toți îl asupresc, toți au ceva cu el, dar asta e școala, n-avem ce-i face. Da. Și în două zile, cu toate temele făcute și cu tot, a reușit să citească aproape 50 de pagini. Așa. Am lăsat în pace, nu i-am zis nimic. Bravo, deci citește ce vrei tu. Mă citește. Am senzația că vine... De ce te-am întrebat? Am să divulg logica mea. Am senzația că din urmă, după o perioadă în care lucrurile s-au dus un pic
în la vale, pe românește. Sigur. Am senzația că încep să se ridice ușor, ușor, că a citi o carte care să-ți dezvolte ție imaginația și să-ți dea ție putere, să-ți dea ție hrană, devine mai important decât a vedea un film unde e totul de-a gata. Evident. Că lucrurile astea, cartea, creativitatea, devin foarte importante într-o lume dominată de lucruri șablonare, de gen calculator, dacă vrei, film, dacă vrei. Da, așa este. Cred că o mare parte a celor, a părinților, să zicem, au început să înțeleagă faptul că acei cu odraslele lor ar trebui să se apropie mai mult de carte. Din ceea ce am văzut, și aici este și rolul cadrelor didactice, noi am căutat în ultimii 2-3 ani să îi apropiem mai mult prin proiecte de parteneriat cu instituțiile de învățământ, și un rol foarte important au avut aceste acțiuni de parteneriat cu instituțiile. Copiii au început să vină, au descoperit locul și cred că și spațiul nostru atrage prin atmosfera de acolo. E fina într-o viziune. Mie mi se pare foarte clar că librăria, repet, este locul unde te duci numai pentru bucurie, nu pentru altceva. Exact. Nu obligat să cauți o carte. Poți să o găsești pe net, dar ca să ții cartea în mână, te duci în librărie. Și asta e o bucurie pe care foarte puține alte bucurii o pot egala. Poate mersul la un spectacol. Ați discutat despre carte, poți să discut și eu puțin despre dimensiunea vă rog. Plasticianului Cristina Iacob, colega mea de la TAG. Am fost în tabere, în țară și în străinătate. Ne-am simțit așa ca niște artiști europeni. Nu e adevărat? O clipă chiar așa m-am simțit. Chiar niște artiști europeni, știi? Și am pictat, suntem colegi în Tonițar Group. Da. Deci, acest grup de plasticieni patronat spiritual de Universitatea Ștefan cel Mare, iată, la 50 de ani se bucură și de un Tonițar Group, Universitatea, așa cum are și o echipă de handbal, nu-i așa? Da. Când faci așa o promisiune, Cristina, să îți vernisezi o expoziție de artă plastică? M-ați prins aici, în punctul sensibil. Tot în spațiul al tău, acolo, dacă vrei, putem organiza foarte frumos o expoziție. Am mai organizat în zona aia. Da, foarte. Cartea totdeauna atrage arta. Ultima știu că a fost, cel puțin în aproape de spațiul librăriei noastre, expoziția maestrului David Croitor, unul din preferații mei. Nu-mi place să fac promisiuni dacă nu am ceva. Ok, dar eu am să te bări. Nu îți fac probleme și vom anunța din timp colegii noștri, telespectatorii noștri, sunt colegii noștri. Da. Eu vreau să-i obișnuim cu lumea artei, cât mai cam asta să fie caracteristica noastră a emisiunilor pe cultură, pentru că mai avem cam un minut, Cristina, noi avem un tipic în emisiunea noastră. Invitatul nostru, stăpânul nostru, primește un cadou semnat de mine. Un desen. Iar Bobby. Eu cu barda, eu trebuie să smulg promisiunea. Smulg promisiunea că vei reveni. Cu expoziția de data asta. Și cu expoziția și cu orice eveniment. Sigur. Și să ne spui atunci, nu acum, ce mai rămâne după ce muncești cu pasiune 24 din 24, după ce pictezi cu pasiune. Așa că spuneai la început că nu mai rămâne timp pentru nimic altceva. Dar ce, Dumnezeule, mai există altceva? Pentru iubire, probabil. Iubirea eternă, iubire. Iubire pentru cei chiar pentru care mă iubesc. Care, și care merită. Da. Să le împărtășești acest sentiment universal. Nu rămâne prea puțin, dar caut să exploatez cât pot timpul acela. Și un gând pentru carte, în general, să te transmitem așa la încheierea emisiunii. Să continuați să citiți. Continuați să citiți, fraților, că numai așa vă instruiți. Așa. Mulțumim mult. Mulțumim. Mulțumesc și eu. Cristina, draga noastră colegă, prietenă, dragi telespectatori, Mihai Pânzarupim. Și Bobby Stroie. Împreună cu Cristina Iacob, vă spun la revedere la o nouă emisiune 3G. Oh, yeah.
Maestre, haideți la emisiune. Avem treabă. Treabă multă. Dar unde mă duceam acum?